Este o intervenție în premieră pentru că tehnica folosită e o tehnică nouă, nu s-a mai folosit în România pentru că indicațiile sunt foarte limitate. Este vorba de un pacient pediatric de 14 ani, care a suferit de ruptura de malformație arteriovenoasă acum 2 luni. Acest ghem de vase care este patologic s-a rupt și a sângerat, el a fost operat cu succes de echipa noastră de la neurochirurgie. Însă închiderea acestei malformații este foarte complicată pentru că ea e alimentată de 2 artere foarte importante și de foarte, foarte mic calibru. Aici vorbim de 0,2-0,3 mm, iar artera coroideană anterioară, care o vedeți aici, odată închisă, induce un deficit. Pacientul ar fi rămas hemiplegic, adică nu putea mișca mâna, n-ar fi putut mișca mâna și piciorul. Și atunci, pentru a evita acest lucru, există o a doua variantă, să intrăm pe vena de drenaj a malformației, care o vedeți aici, și să funcționăm vena jugulară și să cateterizăm sistemul venos cerebral al pacientului și să coborâm într-un sistem venos profund, respectiv în această venă de drenaj și nu prin arteră. Clasic, și am făcut procedurile astea în Timișoara de multe ori, am intrat pe arteră, intrăm pe artere și artere de calibru mai mare și le închidem și închidem inclusiv malformația. În cazul acestui copil ar fi fost contraindicat. Singura lui variantă era să reușim să intrăm pe venă. Deci indicațiile sunt foarte limitate. Reușind să facem lucrul ăsta, i-am salvat viața sau i-am salvat până la urmă, l-am salvat de o nouă resângerare care ar fi pus viața în pericol.